Bine ați venit în Giulești. Ne pregătim pentru al doilea meci în faza grupelor în Cupa României. Gazdă CSC Dumbrăvița, primind-o pe teren propriu, impropriu spus, pe Rapid București, în Giulești. Cele rezultate dezamăgitoare. Odată cu succesul de la Mediaș, giuleștenii au strâns zestrea de 28 de puncte în clasament. A început această partidă, o partidă cu o echipă din urnele valorice a 1-a, a 2-a și a 3-a. De principiu, pe terenul echipelor cotate mai slab, nu este cazul. Iată, atenție! Gol! În Giulești, Toma Bodri profită și îl învinge pe Virgil Drăghia. Zdruncinată de acest gol, trupa lui Mutu va încerca să reacționeze. Cât spațiu a putut să aibă acolo Călin Toma, cât de bine a pus piciorul serios la balon. Ce înseamnă să joci pe vârfuri, cum se spune. Da. Florin Ștefan, precum în Călușarii, țopăia inacceptabil. Primește aici Pănoiu cu spatele la poartă, Albu, și execuție care am impresia că îl șterge inclusiv pe Dugangici. Nu sunt probleme pentru Cătălin Trifon. Este o dominare însă. Atenție, centrare din piciorul lui Ioniță, balonul ajunge în zona lui Dugangici. Nu este atent acolo Dugangici. Acțiune frumoasă. Așteaptă și primește Ioniță. Poate face diferența. Ioniță, jucător tehnic, centrare deloc rea. Este gol! 1-1, minutul 34. Revedem de unde pleacă totul. Florin Ștefan nu se grăbește, așteaptă și până la urmă îi trimite lui Ioniță. Centrare extraordinară. Reluarea lui Dugangici pentru finalizarea lui Albu. Cu ceva șansă, nu-i mai puțin adevărat. Am avut impresia că balonul a fost deviat în plasa porții lui. În ediția trecută a Cupei României era eliminată în faza optimilor de finală de Timișoara. Atenție! Pericol, prima ocazie, primul șut expediat de Iacob Voitu și îl pune la grea încercare pe Cătălin Trifon. Revedem cât de bine momentele de neatenție din blocul defensiv al echipei sale. Rapid însă beneficiază de această lovitură liberă. Ioniță, gol! Dubla lui Albu, minutul 52. Alexandru Albu, nemarcat, face 2-1. Execuție senzațională din lovitură liberă, semnată de Ioniță, și iată cât de bine se înalță de tentă impresionantă. Este mult spus impresionantă, însă de tentă bună a lui Albu. Greșeală mare pe care o face în marcaj Vlad Gâsă. A afișat-o din startul partidei. Nu întâmplător CSC Dumbrăvița a avut avantaj în minutul 13. Chiar fie și pe acel contraatac. Deposedat aici regulamentar Sefer, însă Emers insistă. Gol! CSC Dumbrăvița Rapid se face 1-3, minutul 58. Emers, după ce marchează în poarta celor de la Hermannstadt, balonul a insistat și l-a proiectat în colțul lung. Nicio șansă pentru Cătălin Trifon. Excelent acolo. În forță trimite Emers. Ajunge în zona lui Emers. Mai departe, Iacob Voituș. Voicuș cere din nou, însă Ioniță face diferența prin această preluare. Șansă de 4-1 pentru giuleșteni. Ioniță și este gol! Spectacol în Giulești. CSC Dumbrăvița Rapid, 1-4, minutul 77. Iacob Voituș. El a inițiat acțiunea. Aici preluarea lui Ioniță face diferența. Ioniță altruist avansează, nu se grăbește.
sunt decisiv, Ioniță, pentru acest Dumbrăvița Rapid 1-4. Este final de meci în Giulești, CSC Dumbrăvița Rapid 1-4, trupa lui Adi Mutu obține primul succes în această grupă C din Cupa României.